Avem vești bune. Gabriel, băiețelul de 11 ani, pentru care voluntarii Asociației Studenților Teologi Ortodoxi au organizat ieri seară un concert caritabil, va auzi și va putea vorbi. În urma evenimentului Pași spre Lumina Învierii s-au strâns 21.300 de lei, iar vinerea aceasta Gabriel va avea protezele auditive mult visate. Ieri seara la Biserica Sfântul Elefterie Nou din București, corala bărbătească Te Deum Laudamus, grupul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale și interpretul de muzică populară Paula Nanie au interpretat cântări specifice perioadei premergătoare Sfintelor Paști. Gabriel, băiețelul diagnosticat cu hipoacuzie severă pentru care a fost organizat concertul caritabil al Asociației Studenților Teologi, a ajuns la eveniment un pic mai târziu. Locuiește cu mama lui în satul Crâmpotani, județul Argeș. Un zâmbet. De fiecare dată când îl priveam, ne zâmbea, cu toate că el nu a putut auzi muzica. La concert a fost prezent și preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, delegat al preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Îmi amintesc de un cuvânt prea frumos care poate defini ceea ce se străduie să facă mulți dintre cei prezenți. Vorba sună, fapta tună. Deci să ne deschidem inimile pentru a-l ajuta pe Gabriel într-o a cărui slujire și dorință de ajutorare s-a și organizat acest concert caritabil. Colegul nostru Iulian Bobârne a prezentat ca și la edițiile precedente concertul caritabil Pași spre Lumina Învierii și a îndemnat pe cei prezenți către fapte bune. Donăm pentru a face viața de sărbători un suflet fericit. Iar la un moment dat... Ea este Gianina Bratu, tânăra pentru care voluntarii asociației au organizat concertul caritabil de anul trecut. Diagnosticată cu cancer, Gianina e acum mult mai bine și a venit să-l susțină pe Gabriel. Doresc foarte mult să audă și să asculte ceea ce am vorbit noi și ce s-a întâmplat aici. Ar fi foarte frumos. Îmi place că ai rămas așa prietenă cu cei de la asta. Desigur, ei au fost lângă mine și le sunt foarte recunoscătoare. A fost o seară a faptelor bune, a voluntariatului și a zâmbetelor. Foarte bine și a fost foarte zâmbitor. Credeți că i-a plăcut? A înțeles ceva? Eu sper că da, înțeles că pentru că mami făcea mie cât un semn că... Da, atunci îi plăcea când îi zicea ok. Nădăjduim că pe viitor și pe Gabriel vom avea la un concert al nostru, îl vom chema să ne spună câteva cuvinte cum s-a simțit el prima oară la acest concert, când chiar dacă nu auzea, nu poate să ne vorbească, să ne mulțumească, îi vedem zâmbetul și cu siguranță se bucură. Ai avut totuși un spectator care nu te-a auzit cântând. Dar a zâmbit. Într-adevăr, am avut un spectator pentru care am cântat cu sufletul deschis, care nu m-a auzit, dar cred că emoția pe care am simțit-o eu a văzut-o, pentru că la un moment dat mie mi-a dat lacrimile. Mi se întâmplă foarte rar treaba asta, dar astăzi a fost o emoție și o încărcătură pozitivă aici, încât n-am reușit să mă abțin. Este un concert deosebit de reușit și sper ca lumea îmbunătățită sufletește să fie și darnică și sperăm ca la anul, dacă va mai fi o ediție aici, a șaptea, să-l auzim pe Gabriel vorbind și auzind și el
bucuria acestor cântări interpretate de coruri de excepție ale Patriarhiei Române. Mi-a plăcut foarte mult. E o atmosferă deosebită când ajungi aici și, într-adevăr, simți și cu sufletul. Pe lângă fapte, te motivează foarte mult atmosfera care o găsești și cum a cântat și corul și totul s-a simțit până în inimă. Așadar, mulțumim tuturor celor care au fost alături de Gabriel. Așteptăm cu nerăbdare ziua de vineri când visul lui se va împlini și va putea auzi.